frumosul, deșteptul, cel mai tare din parcare, Nicu Bendea! Extraordinarul, exagerat de extraordinarul, mirobolantul, Nicu Bendea! Exagerat de tonicul, mult prea fericitul. Ăla e patriarhul, mă! Ovidiu Scat! Mulțumesc că m-ai făcut tonic, deși nu aveam nevoie. Pentru că a venit primăvara, simțiți? A venit primăvara, a? A venit? A? Și la voi stați aici, aveți probleme cu rinichii sau? A venit primăvara, mă, las-o încolo, salut, salut! Sunt minus 10 grade, dar a venit primăvara! A? Dimineața e un pic mai rece, pe la 12 se încălzește cât de cât, la amiază e cald, la amiază e cald, ca și iubita. Dimineața e supi, e așa mai nervo, dar dacă o scos la cină în oraș, se încălzește! A? Că tot am zis că vine primăvara. Primăvara nu poți să ieși în oraș oricum să arăți ca mine. Trebuie să ai un outfit, un look, o... să vedem poza. Adică tot eu am fost în poză, nu știu. Aseară am dansat un frumos dans de belly dance. Deci, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, toți cei din platou, din sate, din orașe, din... nici în clasa a cincea când mă pregăteam să intru în lotul de fotbal al școlii, n-am alergat atâta. M-am consumat, m-am epuizat, m-am... foarte grea meseria asta să dansez din burică. Până la urmă zici că ce e așa mare lucru? Nu e așa. Buricul implică toate organele. Mai puțin ficatul. Nu ești la pensie din meseria asta de belly dansăriță. Îmi pare rău, ar trebui grupă ca la mineri. Grupă ca la mineri. Apropo de meserii, Mircea Radu va reveni la pupitrul știrilor. Mircea Radu. E un om care s-a lansat la știri, apoi a devenit Cupidon. Adică ce a făcut? A cântat Oriunis... Poate pentru voi, David and 5 Martini, apropo, unde-i defunctul, unde-i băiatul, unde-i... Vreau frumos să dați o poză de acolo, lipsește ceva în dreapta lui David sau în stânga mea. Ce are? Să-i fie de pomană, să ne aducă și nouă parizări. Ce își înmormântează, fecioria? Ok. Trompetistul nostru a decedat pentru că a dat prea multe deșteptări. Însă o să-și revină, o să-și revină. All you need is love, ziceau băieții, pentru a cuceri o femeie. Pentru mine, all you need is cash. Pe cuvânt, la fața mea, cum să am trecere la femei? Zici și tu, Nelly, cum? Sunt comercial? Am bani și vin cu 25 de emisii. În fine, nu contează. Pentru mine, Mircea Radu nu mai este credibil. Pe cuvânt, s-a mai muțărit. A fost Cupidon, a cuplat, a decuplat, a... Să-l pui pe Mircea Radu, după ce a făcut o emisiune de asta siropoasă cu cupluri, să prezinte iar știrile. Da? E ca și cum ai pune eu pe Marioara Murărescu de la Tezaur Folcloric să prezinte meteo. Un pic de intro. Cum ar arăta Marioara Murărescu la pupitru meteo? Dragi telespectatori și ascultători urmăritori de vreme bună de pe plaiurile mioritice, în seara asta vor fi minus 18 cântăreți pentru i-am luat în corul vânătorilor. Deci voi avea în plus
36, nu e așa, de ouă. Asta e, asta e. Când te gândești că la Mircea Radu, inclusiv Bianca Drăgușanu s-a lansat, că ea era din dintr-un oraș minier, nu dăm numele. La 18 ani arăta ca și mine, numai de două ori mai mare. Și avea părul lung. A venit în București, a ajuns divă, are, pe cuvânt, eu rămân, buzele ei, ați văzut rațele de pe chios? Uitați de ciocul lor, ea le are de trei ori mai mari. Oricum, Bianca Drăgușanu s-a lansat la asta, la Din Dragoste, a ajuns la un show păcătos și acum o să ajungă la Hora Prichindeilor cu Cristea. Ce să faci cu Cristea, domnule? Ia, în fine, eu nu-l văd. Nu-l văd pe Mircea Radu prezentând știrile externe. Cum se prezinte știrile externe? Să-l vedem pe Mircea Radu prezentând așa. Doamnelor și domnilor, în Orientul Mijlociu situația e tensionată. Au venit aici în platou doi îndrăgostiți. Tararararara. Asta ar împăca pe toată lumea, pe Gaddafi, cu Lenin, pe toată lumea, numai să se cupleze. Oricum, mai aștept să vină și Andreea Marin la... Da? Tonic Show. Am vrea noi. Ce să faci cu o pensionară? În fine, să-i lăsăm despre morți, numai bine. Eu sunt mulțumit, am o profesie, o meserie, îmi place să fiu profesor, mă ajută și foștii elevi dacă nu reușesc să mă regăsesc. Am primit aseară pe Messenger un offline. Oferim joburi în UK, în centre comerciale de lux, pentru postul de sales commission agent. Un fost elev din clasa 5 mi-a trimis offline-ul ăsta. Mulțumesc, Sergiu Barăjos Pocă, Barăjos Peștele. Mulțumesc! Vedeți, există unii oameni pe care nu regreți că i-ai băgat în bac. Cum au ieșit, treaba lor. Oricum, clasa asta a mea de anul ăsta, nu știu dacă va intra în bac sau o să intre, dar o să iasă la fel cum a intrat. Astăzi am pățit. Eu vă spun un secret, dau din casă. Iubesc, ador să citesc SMS-urile elevilor. Și cum poți să le citești mai bine decât scoțându-i la tablă? De exemplu, asta l-am scos pe Gaiță. L-am scos, zice, Gaiță, treci acolo, e o funcție, îți dictez eu. Și mă așez în locul lui, iau telefonul și văd acolo un SMS. Îi scria la colegul la Artur, zice, Arture, ai luat 6 la mate datorită mie. Îmi ești dator cu minim un covric cu susan. Adică cum, mama dracului, eu am dat 6 la mate și ăla iau un covric de 0,50 de lei? A? Atâta valorez eu? Un covric cu susan? Măcar să zic acolo, îți plătesc taxiul pe 2 zile, că oricum n-ajung la școală. Să mă bună la valoare! Apropo de elevi, un puber, un adolescent, Justin Bieber, a împlinit 18 ani. Ce cadou a primit de 18 ani? Și-a cumpărat o casă de 11 milioane de dolari. La 18 ani o casă de... Știți ce am primit eu cadou de 18 ani? O brățară. Deci era așa de subțire de aur că a zis mama că nu poate să-și facă niciun inel din ea. Ce majorat a avut tipul ăsta? Deci la 18 ani, vârsta aia, știi, aveți postere în cameră. Plus minus, ai pus tapet cu, nu știu ce, răpirea din Serai. Că te văd așa, mai tătăroaică. Deci, la 18 ani, Justin Bieber a fi cazul să-și dea jos posterele cu Lady Gaga. Serios, la 18 ani să-și iei casă de 11 milioane de dolari, e așa de mare, te prind prin ea cu rolele. Eu la 18 ani m-am dus la o crâșmă numită Giulia în Câmpeni. Pot să-i zic Giulia, că nu mai există, s-a desființat de 3 ani și mi-a dat ticul în plasă acolo să duc 0,50 de vișinată, 2 sucuri acidulate și socată. La 18 ani m-am dus la majorat. Am băut de astea, am mâncat arahide sărate și dimineața eram major. Voi cum v-ați sărbătorit de 18 ani? Voi ăștia de 15? Bine, nu? E ok. Acum trebuie să mergi la local,
Trebuie să schimb prietenii, trebuie să fie poze pe Facebook. Apropo, ați auzit știrea aia de Facebook? O crimă din cauza unui dislike. O crimă în America din cauza unui dislike. Nu i-a plăcut la un tip că celălalt i-a dat dislike la o postare, a mers acasă, puf, l-a omorât, l-a împușcat, crip. La noi, în Ardeal, că nu-ți place de un om, ce faci? Îl chem la o bere. Da? Și se reface like-ul. În fine, eu vreau să vă spun acum despre domnișoarele astea care ne distrug zilele. Daniela Crudu, vă spune ceva? E un fel de miș de someșen, numai în picioare. Daniela Crudu are planul mare să-i strice echipa lui Nea Gigi Becali. Dacă avem jpegul, suntem fericiți. Gigi Becali distrus de Daniela Crudu. Ce a zis Becali? Becali a zis, zice, Mihăiță Costea, ai grijă de Crudu, că dacă o lași pe-n vestiar, Crudu îți îndoaie. Îți îndoaie echipa într-o zi. Ce zic într-o zi? Că în jumătate de zi cu rezerve cu tot. Avem pe altcineva care a venit de la club sau vrea să meargă la club. Este invitata noastră specială, Marinela Nosa. Bună seara și bine m-ați recunoscut dintr-o privire. Mă numesc Marinela Nosa, deși în San mi se spune Nosă, ba Osă. Și am venit aici pentru domnișoara, cum vă numiți? Obsession Night. Da, noapte bună. Aveți așa o prezentare, eu să știți că mai mult când zilele, noaptea pun cloșcă. Și aș vrea să învăț și eu niște pași de dans, să mă manifest și eu în discotec, să mă rup, să cânt, să joc, să cu cătrânța asta. Am văzut, sunt foarte frumoase imaginile. Lucrați noaptea în club, spălați și păhare? Depinde. Depinde. Unde iese mai bine sau unde? Depinde de noapte. Și ce dansuri se dansează acolo în penumbra întunericului, Doamne păzește? Oricum, nu cum ai început tu. Ce ziceți? Nu cum ai început tu, altfel. Puteți să-mi propuneți niște playlist-uri de dans? Sigur, dacă este muzică, pot să vă aprob sau nu, dacă dansați bine. Pot să vă arăt niște pași? Ăștia-s niște pași. Se numește dansul pietonului. Vezi, așa defilează fetele în club. Care ce merge pe zebră. Da. Acum m-am lămurit. Vă mai pot arăta niște? Asta da. Așa nu. Nu. Pe dansul melesteului, da. La cererea lucrătorilor din Cristuri de la autostradă, corzis chiar dacă nu e autostradă, rămânem pentru Marinela, că e mai lungă decât o autostradă și mai ieftină. Deci așa mi-or zis, preamă cu stediu. Că deja m-am obișnuit aici să mă preluați cu stediu. Dipă, plaiu, someșan, mă, la, vă aduc. Și am dansul pinguinului de Cristuri. Este un pinguin altoit pe o bibilică. Și face cam așa. Mă poți urmări cu stediu, că dacă nu am macara, că m-am iubit cu macaronari. No. Și ia, fără muzică. O să vă cânt, nu mai râde, Adi. Pe cuvânt, ai doi din falș, n-ai nicio șansă la mine. Deci e așa. Ram, tara, ram, tara, ram, tara, ra, 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 ra. Taram, tararam, pam, pam. Urmează rubrica noastră săptămânală, Ardealului Mincea. Inventatorul nostru de astăzi este nimeni altul decât Dorin Mărincaș, The Transylvanian Cowboy. Ia loc, te rog. Have a seat, man! Yeah. Nu mișca!
Da, brevet de invenție, se vede, așa. E mai interesant, pentru că foarte mulți, când brevetează ceva, trebuie să ducă și obiectul. Da. Stai un pic, am văzut aici desenul obiectului. Da, dacă l-arăt, toată lumea, patentul. Sigur, nu, nu are de unde, abia aștept să-l fure. Da, așa se vede oare? Doiul, este prea albă. Da. Pentru că e de unică folosință, e o chestie stilizată și toată lumea cunoaște sistemul stilourilor chinezești. Toată lumea le știe, deci apeși pe cauciucul ăla și iese cerneala. Pe pompiță și iese cerneala. Așa m-am gândit și eu, zic, ce ar fi să apăs pe o alveolă, să iasă pasta de risc, mă spăl și arunc. La astea chinezești nu iese, intră când apeși. Nu, că au fost foarte, sunt foarte multe modele de unică folosință. Chiar pe avion am văzut, sunt așa, e o cutiuță, da, și dai periuța și are un tubuleț de pastă. Și pe tren tot așa. Dar sunt două chestii diferite, nu e cu pasta în ea. Doi într-unul, asta era soluția, nu? Sau, de exemplu, sunt niște suedezi care produc o periuță și au o pastă unsă pe peri, direct pe peri, care după aia e sigilat, că e în mediu steril, și când o desfaci, doar sub acțiunea apei se moaie și poți să o folosești. Altfel îți rup dinții, dacă deci bani. E tot o periuță încă folosință, dar metoda asta de pastă sau gel de dinți înăuntru, în codița periuței, a fost, se pare, ideea mea, care... Pe care ți-a furat-o cu succes cine? Nu ți-a pe care mi-a furat-o cu succes nu știu cine. Nu știu cine, pentru că am intrat în posesia unei periuțe exact cam cum arată a mea. Hai să o vedem. Cumpărată din Frankfurt de cineva și adusă în România, distribuită de o firmă din Franța, dar am tot căutat cu toate codurile care sunt aici să vedem cine le produce. Să le dai peste nas cu brevetul, se nu? Găsesc. Da, nu, nu, că eu am plătit atunci doar pentru România. Da, pentru România, nu. Ca să plătești, trebuie în fiecare țară. Și în Statele Unite, de exemplu, e cam $11,000 pe an. Las-o sfântului de periuță. Exact. Deci, cam și asta, dacă e unicul exemplar, dacă se scoate capacul ăsta, se strânge, bănuiesc că iese pasta. Nu, numai pasta o am și am avut. Sunt cu muștar, cu crean, depinde de gustul. Da. Așa. Și n-am produs-o. Am încercat să o fac cu mai mulți colaboratori și mi-eșa la un cost de, nu știu, de un euro ieșeau 10 bucăți. Cam asta. No, deci nu e scumpă și se poate folosi. Business-ul era bun. La hoteluri, dar nu la hoteluri. Imaginează că mergi la un restaurant și după ce... Pe tren, uite, soluție bună, la vagoane de dormit. Dar la restaurant te duci la baie, iei de la bar una, te-ai spălat și ai aruncat-o. Sau oriunde. Când ești acasă, hai să zicem că ai periuța ta, dar și aia o schimbi după 3 luni, 4 luni, așa că... Bine, să ai bomul lucrului. Peste tot. Peste tot se poate. În spitale, la școli, la, nu știu, în magazine. Ai încercat să dezvolți afacerea asta aici? Deci, cum să spun, am vorbit cu foarte multe lume, am vorbit cu mulți oameni de afacere. Am fost și la Arena Leilor. Am trimis ideea asta pe net, m-au chemat, au fost de acord. Există emisiunea, s-au bătut doi pe mine, acum nu să spun. Și? Da, am bătut palma, dar nu s-a realizat. Ca la noi, nu se finalizează, fără realizat, finalizare. Da. Uite, avem un invitat surpriză pentru tine în seara asta. O să-l invit în platou pe nimeni altul decât maestrul Aurel Tămaș. Oameni buni, bună seara, dragi români, și un domn ce face caș și îl cheamă Mărincaș! Dorine, Dorine, mai cheamă și un câine și dacă n-ai, numai lângă mine, hai! Hai lângă mine, Dorine, să te învăț a trăi bine, măi, Dorine, măi! Ai slăbit, măi! Multă sănătate, am slăbit, să știi că am început să țin postul ăsta. Îl țin, să știi, numai în jur, se vede? Numai în jur. Hai, Ardealu, Mănășturu și aparținătorile, Dorine, ce am eu aici la mine în straiță, că toată lumea o zis că tu ești ca Sofia Vicovaca. Un caș. Nu, dragul meu de Mărincaș, aici nu am nici caș și nu am nici pălincă, dar fac tu gurița mnică, că ce ți-o-i băga în ea, e mare și grea. Mări! Dorine! Speriem audiența și vrăjim și concurența.
Fii atent, eu nopțile, Dorine, așa să-mi ajute Dumnezeu, nopțile nu dorm, ziua nu mai mânc, că la Tonic Show trebuie să cânt. Fii atent. Am patentat-o, mi-i fii atent la ea, cum mișcă, mă, zici că e vie, mă. Dar am liptit-o că mi-o fură. Dacă te speli numai o dată cu asta, păi să mă urmă, te speli pe tot pe corpul. Hai, Dorin, hai, Marincaju! Sigur nu-i cu șampon. Ce zici de invenția asta? În interiorul tubului poți să pui șampon, apă minerală, apă oxigenată, apă de mere. Mere? De mere. Nu mere. Nu mere, nu mere. Ce zici? Ce zic? Că asta ți-o bagi în gură și asta ți-ajunge... Dacă asta ți bagi în gură, ai cea mai albă dantură, hai Ardealu! Ce zici tu, Dorine? Am concurat cu succes să facem un joint venture. Să zicem că eu am patentat-o, tu te speli cu ea, că ești înalt. Eu dacă mă spăl și o bag în gură, ri să-mi curăț gleznile! Am avea vreo șansă la salonul de la Genova. Nu, după ce o sterilizez, poate, poate. Poate. Zicem că e Duster, mă. Ce interesant că ce? Nu se vede ce e în lung. Aia e frumos. Dar dacă desfacem poate acea o țără... Arde iute. Nu, a. Îi popricot, dar pe alb. Aia e smântână. Îi Eros Pisto. Și o întindem la loc. Vă dați seama, doamnelor și domnilor, că asta poate fi și cântată. Hai să facem trenulețul, lai, la, lai, la, 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 la. E bună invenția mea, Mărica. E foarte bună, dar pentru că e de unică folosință, deja ai folosit-o. Am folosit, e de unică folosință. Cum aș putea o breveta, Dorine, Dorine? Unu, îți trebuie niște bani. Nu-i problemă, începu spețiile, tămași fără 7.000 de euro, nu cânte! Hai, Ardealu! Bun, să zicem. Doi. Am rezolvat numărul 1, la 2, Dorine. Doi, îți trebuie ce niște euro. Ai, pune-mi-o și mie în cap o țără să mă vadă. S-o pune. Bă, dacă el ești, nu? Eu în Mornaca m-am născut pe șaua unei iepe. Din brațe mama m-o pierduc în culeja la cepe. Sufla, sufla. Nu, hai, hai. Nu, hai. Așa. Ți-e splau în gură. Fii atent, mă, că asta ce e așa. Eu ca pe mine nu mă plauă. Numai când stropesc mașinile. Nii, mă, ce chestie, fii atent. Asta e ca la muieri. O să ai, o să ai. Nu, mă, pare de jos, băi, eu prima. Așa, aia. Ce tare ai, fii atent! Și dacă plouă și ți-o pui aici, atât aia de jos sufla, așa? Băi, nu, nu. Cât costă o chestie de aia original? Am simțit-o în cap. Da, da, deci asta costă în jur de 250 de dolari. Pune-ți-o ție, pune-ți-o ție. Nu așa se pune, eu ți-am pus-o pentru că... Suflu în ea. Nu, la tine merge și așa. Deci, 1, bani, 2... Euro. Da, sunt un fel de bani, dar mai mulți. Da. Și trei, ultima dată, străbă dolari. Și când îi ai pe ăștia, trei să rezolvă. Să rezolvă orice cu domnul exact. Mărincaș. Mărincașule, trăiți arfetele, mulțumim! Mărincașule, ești un om, cum ar zice Piersic, extraordinar. Fii atent pe unde am umblat eu săptămâna asta în Cluj. Țipă ochiul. La roșu. La roșu. Ok. Dragii mei, Relu Tămaș a venit la salon de înfrumusețare corporală, facială, la Fish Spa, cu finalizare. Hai, bândașii! Hai, băgați! Românile, ești numai logodită? Da. Ți-ai venit și la nuntă, dar până una alta să ne spui nouă ce minunăție să găsești aici. Peștișorii Gara Rufa. Peștișorii Gara Rufa care face ce? Vă curăță de pielea uscată, pielea moartă, tratează psoriazisul. De tot, deci intri beteag și ajungi sănătos. Exact. Să vedem ce putem prinde. Eu ne-am adus niște cucuruz. Bă, măbăliga, e la voi? Să știți că nu-i necesară, Mărița. Deci,
cum să face? Să pescuiește câte 2-3 pești și ți-i pui păptiale sau cum? Nu, îi pescuiți direct cu picioarele. Direct cu picioarele. Vă așezați pe fotoliu, băgați picioarele înăuntru și ei vin la picioare. Georgiană, tu crezi că picioarușile mele fine de artist sândăluțe mărimea 48 închepe acolo? Sigur. Sigur? Sigur. Hai să vedem, Georgiană, Doamne ajută-ne! Vai, vai, ce frică mi că peștile mobelii, mă, nu vei. Mă țâmp aici? Da. Sarca? Nu, numai picioarele. Eu știu numai punta să o fac. Hai cu punta! Picioarele până unde, remarcați pilozitatea. Ce fac? Unde fac? Hai eu, Doamne! Doamne, de-a mult 2 ani nu mă mai umezit așa. Ia, așa. Nimă cum mă iei. Mă gâdile, așa? Gâdile. Am crezut că am orgasm, dar numai mă gâdile. Numai gâdile. Cam câte bucăți de pește s-a aici, Georgiană, dragă? În jur de vreo 300 de pești. Ia nicum vii la mine. Bă, voi nu țineți post, mâncați carne. Ia nicum, fiate la micu, ce foame e nimic. Mănâncă tot ce e uscat, tot ce e mort, cuticulele mort. Ca muierile, mă curăță și mă lasă mort. Totuși, dacă ar fi un pește care să îndeplinească 3 dorințe, dorințile Lurelu ar fi cam așa, în felul următor. Number 8. Prima dorință ar fi așa, să răgușească pe veci fuego. Dorința cu numărul 2 de la Relu pe masă, să fac un duet cu Rihada, dar și în spatele scenei. Și dorința numărul 3 de la Relu Tămaș ar fi ca Alin Oprea ex-talismane să-și cânte singur compozițiile lui singure. Auzi că i-am spus și la mărul de emisiune. Eu am 100 de piese, 10 încă nici n-au versuri. I le dau, dar nu ține horn, nu ține, no, și țăgătăm cu asta. Își fac treaba așa, ai? Da, foarte bine. Au ce mânca. Să văd, nici nu mai recunosc. Mai am 3 genete, dar nu-i niciun bai. M-aș putea obișnui cu așa ceva. Da, când o să ieșiți, o să vedeți că aveți pielea mult mai capipelată, mai fină, mai moale. Mie mi-a și dat o idee pe tema asta. Vreau să-mi fac și eu, acum nu te plagiez cum a făcut Oprea de la Talisman. Vreau să fac așa ceva. Fish spa, o să-i zic fish socre spa, numai pentru socre, un bazin așa, pentru întreținere la socre, dar cu rechini. Sau cu pirania. Sau cu pirania. Lasă-mă în durerea mea și-n plăcerea altuia, mă. Peștile, oi, ce faini pești, incredibil, mă, așa. Așa ceva n-am văzut, de când îs eu, mă, de când îs eu, e o plăcere. Dragii mei bândași, ca să mă mai relaxez un pic. Nu-mi dai ceva să mânc și eu, că m-am obosit. Ăștia te mâncă din mine, eu nu mânc din nimeni, mă. Hai, Renule, găsești orice acolo. Hai să... Băi, hai, no, țăpați-vă și voi acolo, fain. Pominește. Foarte bun. Zici că e făcut de socră mea. Hai cu piesa! Hai, peștișor, hai la mine, păptișor! Hai, la fișpa, lasă-mă în ceșicura ta, mă! Bucata asta de mână de la mine, vreau să vă spun că după jumătate de oră de petrecut în spa, ăsta a fost cel mai harnic. M-a dezbrăcat de toate cheile morte, de toate pelicuțele și ce-o mai fost, cuticule pe acolo. Și uite-l ce bine să simte, dragul de el, doamne, zice, să-l mângâi pe burtă, zice, eu plăcut la menea pe mar, zice, te-ai cam îngreșat, zice, ești cât oamă, aromă, mă, ești foarte fain, sănătos, pește de pește. Noi ne luăm la revedere, să șim sănătoși și până dățile viitoare, când o mai mere undeva, să ne înfrumusețăm, să ne întinerim, vă iubesc și vă respect. Hai!